știi mai multe despre doamna Lucia și despre alte cărți, să facem o introducere în... Eu sunt părăjosul de serviciu, bine, vorba. Prietenul mai înainte. De toate zilele. Da. Mă duc eu înainte să pun șeile pe îngeri, cum spune poetul. Aș fi vrut să vorbească atunci de cea cu ea, care este critic literar pe cap, dar dacă mi-ai dat mie cuvântul, pleacă de la mine. Prietenul meu, nu? Da. E interesantă povestea asta cu doamna Corina Ligia Pătrașcu. Eu îi urmăresc evoluția în timp de vreo 4 ani de zile, ca să zic așa. Am avut privilegiu și onoarea să îi citesc prima carte și să mă exprim elogios despre ea într-o cronică literară. A doua carte a domniei sale, sincer să fiu, nu mi-a plăcut, dar m-a rugat să-i fac prefață și am făcut prefață exact așa cum nu mi-a plăcut, pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Iar domnia sa a avut bunul simț și onoarea, ca să zic eu așa, gestului în sine, să publice cartea cu prefața pe care am făcut-o eu. Asta este a treia carte, dar de la Vânt roche de mireasă, care era titlul primei cărți, a patra. Cu atât mai mult, eu nu știu decât de trei, la urmă, parcă știu și pe a patra, dar mai puțin. Pe a treia. Asta e a patra. Quintessence. Păi, quintessence este a cincea esență. A cincea esență, din punctul meu de vedere, este, în primul rând, poeta, care este cu noi. Ea este, cum să vă zic, are măreția exprimării simple. Și e foarte greu să te exprimi simplu în poezie, atât de simplu încât să pară că nu e poezie. În realitate există o măreție a simplității. Corina Ligia Pătrașcu știe să se apropie de această măreție a simplității. Pe aici, pe acolo, prin părțile mai puțin esențiale, îmi scapă mie multe din poezia dumneai, semn că nu m-am îndrăgostit încă suficient. Așa, dar am timp, da. Însă este... Se negrește barba, da. Corina e de o sensibilitate maladivă, este o poetă născută, nu făcută. Asta se simte în cărțile ei, în primul rând. Pariul ei este un pariu cu iubirea și cel puțin, din punct de vedere al poetei, acest pariu a fost câștigat, fără doar și poate. Organul meu sufletesc lăuntric spiritual e undeva la granița acestei exprimări a cărții Corinei și altor cărți de factura asta, adică atunci când vorbim despre iubire, ne împotmolim sau ne punem singuri și prea mult decât e cumplită chestia. Ea doar în aparență poate să arate ca o versificație. În realitate, dincolo de aparențe, există o profunzime și un lăuntru. Cartea a fost lucrată vreo câțiva ani de zile, în DVD. Poeta nu s-a grăbit să-i dea drumul, dar până la urmă a ieșit o lungime de undă a sufletului dumneai, așa cum și l-a dorit. Important este să-i mai dorească și alții să vadă cu adevărat această carte. N-am putut să fac, să o prefacez, dar tot drept spre bine, în sensul că domnul conferențiar universitar de Cip Borcan, prietenul meu de la Brașov, a spus în câteva cuvinte esențiale pe fața acestei cărți, cam tot ce se putea spune deocamdată despre Ligia Pătrașcu în materie de genul ăsta de exprimare. În materie de genul ăsta de exprimare și de expunere a unor sentimente și trăiri lăuntrice. Ea este undeva între confesiv și meditativ. Și confesiv, dacă vreți, se plasează la o graniță, așa cum se plasează criticul nostru literar, Aurel Buci, între Teleorman și Vlașca. Așa, e o frontieră, dacă vreți, care trece exact pe mijlocul modului de exprimare al poetei. E foarte puțin să sară dintr-o parte în cealaltă. Zic eu că, la un moment dat, ar trebui să renunțe un pic la această simplitate, fiindcă nu întotdeauna a expresii, a exprimării, nu întotdeauna ea atinge cotele neapărat valorice ale poeziei contemporane, deși nu și-a propus lucrul ăsta, sunt convins, am citit cartea cu foarte mare atenție, m-am scris, nu și-a propus să câștige pariul cu poezia contemporană, deși trece peste foarte multe praguri,
Și ce nu uită în esență este limbajul. Este limbajul aproape frust, am putea spune, în care își exprimă emoțiile și trăirile. E și natură în cap în poezia dumneavoastră, e și coborâre lăuntrică pe treptele sufletului, până unde nu se mai poate coborâ. Și acolo unde prea puțin citind-o, o pot urmări sau pot coborâ după ea, ținându-o de mână. E o poetă de altă sorginte și de altă forță de exprimare și de expresie. Pentru genul ăsta de poezie, pentru genul ăsta de literatură, Mihai Antonescu nu e suficient de pregătit, aproape că de frică de felul ăsta de a scrie poezie. Pentru că am tot timpul sentimentul, dacă nu chiar certitudinea, că îmi scapă ceva. Îmi scapă ceva din acest spirit miraculos și stelar care este Ligia Pătrașcu. Ea este o poetă fără doare și poate. Și sunt convins că noi doi o să mai stăm de vorbă pe tema cărților ei și o să vedem în continuare, sunt foarte curios care vor fi următorii pași. În tot cazul, Quintessence, a cincea esență, este o reușită, una peste alta, să zic eu, o carte care o legitimează și care îi dă dreptul să se ducă spre, mai departe, spre altceva, spre altă formă de exprimare, spre altceva. Eu felicit pentru cartea asta. Și o să am grijă să scriu la timpul convenit, așa cum am și promis că voi face până la urmă, pentru că este unul din puținii oameni pe care îi urmăresc eu așa, dintr-o apropiere sufletească, spirituală, dacă vreți. Puțini oameni de reușesc lucrul ăsta să treacă bariera mea politicoasă. Puțini oameni reușesc să treacă dincolo de complezență ce mă privește și să se apropie efectiv de sufletul lor. Iar poeta Ligia Pătrașcu e, fără doar și poate, una dintre cele care au trecut această limită și barieră. Poezia ei mă onorează și deocamdată îmi spun doar atât. Îmi place. Dar a-mi plăcea ăsta e, incubă mult mai multe locuri. Vă mulțumesc!